Da, astăzi la ora 18 și 7 minute, pe secția gastroenterologie a spitalului nostru, a avut loc un incendiu într-o magazie de lenjerie. Am fost imediat anunțată și am constatat că și din ancheta efectuată s-a constatat că un pacient a intrat într-o magazie nesupravegheată, într-o magazie de lenjerie, a fumat o țigară și de acolo s-a produs tot incendiu. Vreau să precizez că această secție este o secție recent reabilitată, cu sisteme de detecție incendiu, cu toate măsurile de siguranță pentru preîntâmpinarea acestor incendiu și cu toate acestea, unul dintre pacienți a intrat nesupravegheat într-o magazie și a provocat acest incendiu. Pagubele? Pagubele se ridică la aproximativ 5.000 de lei. Este vorba despre o parte din lenjerie, de un mobilier și pereți afumați. S-a spus. Diana Mârza, sunt managerul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.